Deci, după cum ați ales în episodul trecut, astăzi o să vă povestesc ce am mai scris eu prin jurnal de proful meu de mate din general. Na, știți voi profoare care vorbeam eu în episodul cu secția de votare sau în Viața Bate Vlogul. Dar înainte să intrăm în poveștile despre prof, băieții de la Raid m-au rugat să vă arăt ce joc eu pe telefon de câteva zile încoace. Se numește Raid Shadow Legends și e unul dintre cele mai ambițioase jocuri RPG din 2019. Are una din cele mai mișto experiențe pe care le poți găsi la un joc pe telefon și, sincer, poate fi comparat doar cu jocurile de pe PC sau consolă. Iar cea mai bună parte e că e moca. Jocul are cam tot ce putea să vrei de la un joc RPG, adică poveste, grafică 3D, lupte cu dragon și tot felul de monștri, PvP cu alți jucători, plus sutele campioni pe care poți să-i colectezi și să îi customizezi. Și da, eu mi-am ales arcade din obvious reasons, dar cum am ajuns să rup pe jocul ăsta în ultimele zile, până și că mă plimbam cu Tessie, tot la arena îmi stătea capul. Dacă vrei să joci cu mine, haide aici în clan, pentru că, da, băiatul vostru are și un clan, clanul Tessie. Am fost obligat să-l trec așa. Aștept membrii noi în următoarele câteva zile, așa că grăbește dacă vrei să prinzi un loc, mai ales că acum are loc și un turneu de ăsta special cu premii ca lumea, gen figurine, tricouri și multe altele. Și ca treaba să fie treabă, băieții de la Raid ne-au lăsat și un link special, așa că dacă descarci jocul folosind linkul din descriere, primești pe loc 50.000 de monede ca să-ți cumperi în joc tot ce-ți poftește inima. Și cam asta e tot, descarcă jocul și ne vedem pe acolo. Acum să continuăm. Păi, eu eram la școala numărul 1 din Vâlcea, a.k.a. Tache Ionescu, sau școala cu ceas, cum mi se mai zicea. Ar trebui să o știți cei care stați prin Vâlcea, pentru că acolo este go-to-ul tuturor copiilor ce stau prin centru sau pe lângă centru, pentru clasele primare, cel puțin. Ei bine, eu eram în clasa de așa zisă elită a școlii, unde toți de acolo erau ba olimpici la mate, ba olimpici la română, ba olimpici la fizică, ce mai direct bătaie, care ia un premiu mai mare decât celălalt. Fără-ți seama că așteptările de la copiii din clasa aia erau exagerat de mari, dar asta nu prea ținea de mine, dar ce ținea de mine, în schimb, erau notele mele și cum naiba fac eu să trec clasa aia. Ei bine, nu a fost deloc ușor, adică primii 8 ani de școală pentru mine au fost un chin total, dar care până la urmă cred totuși că m-au ajutat într-o anumită măsură să înțeleg niște lucruri măcar. Dar pentru că în video ăsta vreau să punem accentul pe profii pe care i-am desenat eu în jurnalul meu, fiți atenți. Deci avem așa: profa de română, cea de geografie, mai era și aia de franceză care urla constant, de chimie, de sport care mai venea și nu prea venea la ore, de fizică care semăna exact cu Iohannis și, de sigur, proful de mate. Clar mai erau și alți prof, dar ăștia sunt baza. Să începem cu ăla de chimie, că ăla era super amuzant. Al dracu, greu de înțeles cu el și super bășinos, dar totuși amuzant într-un final. Tipul ăsta era un nene mic și îndesat, pus pe reproșat absolut orice scoteai pe gură. Adică, spre exemplu, eu aveam prostul obicei să întârzi cel puțin vreo 5 minute de fiecare dată la prima oră. Și asta era ok dacă la prima oră aveam sportul, dar nu. Dacă aveam oră cu ăsta de chimie, adică dinainte să intru în clasă, știam cum va urma discuția, și anume: cioc, cioc, da? Intru în clasă, îi zic: mă scuzați că am întârziat, și el se uită blând la mine, zicându-mi: da, bine, puișor. Cam na, așa mă mai cheamă puiul, dar agiu. Iar în timp ce mă îndreptam spre bancă, începea să-mi țină teoria vieții despre numele meu și de unde se trage, iar apoi de nicăieri venea cu subiecte despre droguri, alcool, țigări și cum noi toți copiii, tinerii din ziua de astăzi, suntem afectați grav de influența lor nocivă. Și da, știu, nu întotdeauna un lucru fals, dar în cazul ăla era chiar total pe lângă țintă și o mai băga și pe aia cu: oh, ai întârziat că ai mai tras o dușcă și nu ai avut de ce gar să te ții ca să ajungi la școală, ceea ce mă scotea din sărite, pentru că, 1, nu era adevărat, și 2, mai îmi zicea și puișor cu fiecare ocazie posibilă, de îmi venea naiba să-i crăp capul, dar până la urmă, ironia sorții a făcut ca tocmai el să intre într-o comă alcoolică. Dacă țin bine minte, și nu am mai ajuns pe la școală în ultimul an, adică în clasa 8-a înainte de examene. So, pot să cam zici că și-a făcut-o cu mâna lui.
glume! Profa de română. O doamnă, pe vremea aia mică și la fel de îndesată, care mai nou văd că a super slăbit, bravo ei, dar care era mega de treabă și care știa super bine materia. Era tare a dracu, dar fiind și diriginta noastră, ne înțelegeam destul de bine cu ea. Mai o glumă, mai o notă mică, dar era super chill. Mai avea și ea momentele ei când se enerva, gen, țin minte și acum când m-a scos la tablă să conjug nu știu ce verbe, la care eram efectiv tufă de Veneția. Am dat un exemplu super greșit pe care îl țin minte și acum, mă bântuie, la care mi-a ținut teoria vieții cum de nu sunt în stare să învăț măcar atât. Dar un lucru mișto pe care l-a făcut ea a fost că într-o zi când a intrat în clasă, i-a auzit pe doi înjurând ca la ușa cortului. Apoi i-a trecut la tablă și a pus să-și conjuge singuri înjurăturile. Iar dacă știau, nu puteau nimic, dar dacă nu știau, luau doi și erau trecuți înapoi în bancă. Băi, deci nu vă închipuiți că din ziua aia mai mult de jumătate din clasă aveam toate înjurăturile notate pe hârtiuțele alea cu conjugările scrise lângă. Și nici nu mai înjuram altceva decât ce era scris acolo. Doar ca să fim siguri. Gen, imaginează-ți să te enervezi pe cineva, să vrei să-i spui vreo două și înainte de asta să-i zici stai așa puțin, să scoți o foaie, să citești de pe ea înjurătura, iar ăla după să facă același lucru înapoi. Era penal rău de tot. A, și profa asta chiar ne-a dus odată într-o excursie în Turcia, prima mea excursie, în care am mers cu autocarul 24 de ore, de-mi venea să-mi vărs și mațele afară, dar in the end a fost super funny și asta. Despre profa de franceză nu am multe să vă spun în afară de un singur lucru. Voi ați observat că orice profesoară de engleză / franceză în special, urlă și urlă o grămadă în cel mai enervant mod posibil. Scrieți-mi voi în comentarii dacă aveți un prof sau o profesoară, de obicei sunt profesoare, de franceză care să nu urle. Imposibil. Și se enerva și dacă dădeam din pix. Dacă închideam, deschideam pixul, oricine în clasa aia, dacă se auzea musca, urla. Cea mai bună profă ever. N-am foarte multe de spus despre ea, doar voiam să vă spun că profesoarele de franceză, de obicei, urlă. Atât. Mai departe. Proful de mate. Oh, aici se schimbă totul, băi. Deci nu vă închipuiți câte ritualuri, mătănii, rugăciuni la tot zei existenți și inexistenți să trec și eu la proful ăsta. Proful de mate, pe care îl știa toată lumea din județ. Fac pariu că și voi, care vă uitați la chestia asta, îl știți. Nu trebuie să vă zic eu cine e. Sigur îl știți, dacă stați în Vâlcea, cunoscut pentru exigența sa, dar cu o rată destul de ridicată a numărului de olimpici, bagă-n sperieți orice copil din clasa aia și nu numai. Eu nu zic că era un prof prost la ceea ce făcea, căci clar, exemple de copii care au învățat de la el erau acolo în top și bravo lui pentru asta. Dar eu unul nu o să înțeleg niciodată de ce trebuia să jignească și să urle tot timpul când preda. Adică, țin minte și acum că la el îmi era efectiv frică să-i vin la ore. Adică nu există zi în care să am mate și asta era, cred că în fiecare zi, dacă țin bine minte orarul, în care să nu merg cu frica lui Dumnezeu la școală. Adică fiți atenți. 1. Că ne corecta temele random la toți, zilnic sau măcar la o bună bucată din clasă și dacă nu le aveai la zi sau dacă ai sărit peste niște exerciții sau, în fine, dacă era ceva ce nu-i se părea lui în regulă, luai 2, nici nu comenta asta odată și nu conta că nu știi să le faci. Trebuia să știi. Apoi, dacă te trecea la tablă, trebuia să fii spirt, că dacă te încurcai cumva undeva, erai ca un miel în cușca cu lei, pentru că nu numai că nu te ajuta nimeni, ci ți se mai și spunea, lilă pro. Asta dacă erai fată, sau că o să te faci tractorist dacă nici măcar atâta lucru nu știi. Adică ce mai, te făcea în ultimul hal, deci nu mai voiai să existi măcar în momentul ăla. Și de reținut că nici colegii din clasă nu erau de prea mare ajutor. În sensul că, vă dați seama, clar existau câțiva favoriți / olimpici, sau mai exact ăia buni la mate / iar cocilarii, care imediat după ce proful zicea că ești prost, se băgau și ei cu diverse argumente tot bajocoritoare și ce naiba să faci într-o situație de genul, că țin minte și acum că îmi imaginam că dacă mă scoate la tablă, să-mi fac un plan dinainte, să fug repede pe ușă sau să-mi bag capul ca un struț în pământ, orice, numai să scap de momentul ăla și real nici măcar nu știu cu ce l-a ajutat, dar na, repet, poate nu eram eu potrivit situației de genul, pentru că pe urmă, când am învățat într-un examenul de a 8-a, învățând chill și cu ajutor de la Voinea, spre exemplu, care mi-a explicat super fine pe înțelesul meu, am luat naibii 10, dar la școală era o luptă pe viață și pe moarte.
moarte când îmi calculam zilnic pentru câți doiari am, câți 5 ani mi-ar mai fi trebuit. Și da, 5-6-le erau cam top of the line. Dar la un lucru până și proful ăsta a rămas puțin impresionat, și anume de cum înțelegeam eu geometria. Totuși, un lucru era clar. Prin înjurături și execuții în piața publică, a.k.a. scosul la tablă ca să râdă colegii de tine, ca să mai înjuri și tu pe cineva, clar n-o să înveți pe nimeni niciodată nimic. Și eu unul nu l-aș da exemplu pe proful ăsta nici măcar altui profesor. Băiatu. Dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrie ori dacă vrei să vă spun niște povești mișto legate de vacanțele mele de vară, care s-au terminat chiar și în coligențe pe la școală, sau să vă povestesc mai multe despre excursia mea din Turcia cu profa de română. Vacanță plăcută și spor la ales!